Dinamo începe cu Delvarte, Okunovo, Burcă, Stoican, Iordache, Alexa, Florentin Petre, Semeghin, Bărcăoan, Dănciulescu și Vlad Munteanu. Iată și așezarea dinamoviștilor. Vor fi schimbări față de... A ieșit bine la combinație Dănciulescu! Crea dinamoviști în ultimii doi ani au adus în Ștefan cel Mare jucători care au evoluat la Barcelona. Scoate Crux. Da. De nou Vlad Munteanu. S-a descurcat dinamovistul, culoar bun pentru echipa lui Adore. Este 1-0. Gol pentru Dinamo. Dănciulescu, golgeterul lui Dinamo, are dialogul său cu galeria dinamovistă. A fost Munteanu de un transfer la Ajax Amsterdam, o fază... Și cât de aproape a fost Dănciulescu să părăsească Dinamo în această vară. Își negociază contractul cu Litex Loveci, acolo unde joacă Eugen Trică. Litex joacă și Ancru. Jucători de la Dinamo, un contract mare pentru fotbalul nostru, $100.000 pentru postul fundaș al Barcelonei. Semeghin s-a descurcat excelent. Continuă Semeghin, o centrare pentru un gol! Pentru un gol dinamovist. Piticii lui Dinamo au fost cei care au creat această fază. Semeghin și Florentin Petre, cei mai scunși jucători din trupa lui Andone, au reușit să aducă acest gol. Marcator Florentin Petre. Ce înseamnă un dribling din preluare? Am văzut destul de rar acest procedeu, nu știu, în cupele europene. Chiar dacă este impropriu spus, un frumos driblingul lui Semeghin. Cele două driblinguri ale jucătorului dinamovist și lovitura de cap plasată a lui Florentin Petre. 2-0 pentru Dinamo în meciul cu Metal Sliepaia. Pătrunderea lui Dobrecov, sunt careu, este penalti. Penalti și lucrurile se încurcă pentru Dinamo. Burcă este supărat, își recunoaște greșeala. O lovitură de la 11 metri obținută de Safranco, nu Dobrecov. Important pentru Delvar. Dobrecov este 2-1. Probleme pentru Dinamo. Golgheterul care a izbutit o mare surpriză. Iată acum pe Letoni în careul dinamoviștilor. Înapoi pentru Grițina și 2-2. Dinamo, Metalurg Sliepaia, 2-2. Este Safranco, Safranco cel care a pătruns, vă spunea. Cu multe astfel de alunecări și minci. Mingea greșit. Foarte tehnic. Din nou Stoican, n-a mai fost o centrare, ci un șut pe poarta lui Crux. Ceva. Mai este însă până atunci. Da, cu noroc, mingea a ajuns bine la marginea careului și o fază frumos. La această fază fixă pot veni mai mulți jucători de la Dinamo. Careului Crux, balonul a ajuns acolo, gol! Gol pentru Dinamo, dintr-o poziție imposibilă. Un șut care îl bate pe Crux. Un șut care l-a bătut pe Crux, un gol marcat de Florentin Petre. Extraordinar șutul lui Florentin Petre. Crux a așteptat centrarea. Mingea a izbit însă spre colțul scurt al porții letone. Pe punct. Florentin Petre, al doilea gol al serii. Poate singura greșeală a lui Alexei Crux. Un gol frumos însă al lui Florentin Petre. Dinamo conduce cu 3-2. Fuseseră depășiți de driblingul lui Zicu. S-au aruncat disperați jucătorii letoni. Din nou Crux are probleme. Dinamo conduce doar cu 3-2. Are nevoie de gol și joacă spectaculos în acest moment. Un meci frumos pe stadionul Iamanuliu. Dinamo. Pentru Claudiu Niculescu este mingea. Foarte bun stopul dinamovistului. Claudiu Niculescu pe lângă poartă. Mingea a fost deviată. Va fi corner pentru dinamoviști. Măcar atât. Măcar lovitură de colț. După o fază în care l-am regăsit pe Claudiu Niculescu, un vârf veritabil, cât de bine și-a protejat mingea și a luat o poziție
Extrem de corect între timp. Balonul este din nou în careul lui Cruz. Gol! Gol pentru Dinamo, marcat de Burcă. Gol de 4-2, Bărcăuan. No, Bărcăuan, îmi cer scuze. Performanța este aceeași. Primul a ieșit din teren, l-a felicitat pe Bărcăuan. La mijlocul terenului. Semeghin. Dă drumul la minge, a fost Dănciulescu. Dănciulescu, gol! 5-2 pentru Dinamo. Două goluri Petre, două goluri Dănciulescu și Bărcăuan. Andone mulțumește cerului pentru cel de-al cincilea gol. A fost un meci dificil pentru debutul său în, cupele europene. În sfârșit, Crux este la pământ. N-a fost cel mai rău dintre jucătorii letoni. Dănciulescu. Cât de bine, cât de bine a plasat șutul Dănciulescu. O fază plecată și acum de la Semeghin, de pe partea stângă. Un 2 cu... Poate cel mai combinativ dintre jucătorii lui Dinamo. Dacă celălalt vârf, Claudiu Niculescu, este un fotbalist de execuție care izbutește câteva lucruri senzaționale. Dănciulescu mizează mai mult pe combinațiile cu coechipierii. Este plasat într-o poziție din care, în urmă cu un an, marca un gol senzațional cu Real Madrid la scorul de 5-2 pentru Dinamo. Șutează bine Niculescu. Pase, Grigorie. Excelent, l-a găsit pe Petre. Oh, frumoasă pasa lui Petre. Toată lumea aștepta centrarea. La... Victorie cu 5-2 pentru Dinamo în fața liderului din Letonia, Metalul Sliepaja. Florentin Petre de două ori. Meciul omul serii pentru el este la Dinamo. Omul serii pe stadionul național. O arenă cu care ProTV va fi din nou în legătură directă. Duminică seara la ora 21:15. Atunci când postul nostru va transmite primul mare derby al acestui campionat. Rapid Steaua. Până atunci ne bucurăm că am putut să vă oferim această partidă cu goluri multe, 7 la număr.